Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de astăzi! Vom face împreună ciocolată albă de casă. Cred că toți, atunci când ne aducem aminte de gusturile din copilărie, avem în fața ochilor și ciocolata de casă. Mie nu-mi place nici foarte moale, nici foarte tare. Să se lipească ușor de dinți și să nu fie necăcioasă, iar preferata este cea albă. Ingredientele pentru ciocolata albă de casă sunt 500 de grame de lapte praf alimentar, 300 de grame de zahăr, 150 de ml de apă, 200 de grame de unt cu 80% grăsime, 100 de grame de merișoare, o linguriță cu extract de vanilie, sare și un cup de unt pentru un stava. Acestea sunt toate ingredientele. Rețeta este foarte simplă, dar dacă dorim ca ciocolata de casă să aibă consistența perfectă, tot secretul este să fierbem siropul de zahăr exact cât trebuie. Mod de preparare pentru ciocolata albă de casă. Ungem cu un cup de unt o tavă. A mea a avut dimensiunile de 23 x 17 cm. Cernem laptele praf într-un castron mare. Căpăm astfel de cocolașe. Nu folosiți lapte praf pentru bebeluși. Pe cutia pe care am avut-o eu, scria lapte praf integral, care reconstituie laptele de vacă și verificați dacă este îndulcit sau nu. Adăugăm cam un sfert de linguriță cu sare și omogenizăm. Turnăm apa într-o crăticioară, adăugăm zahărul, o punem pe foc mediu și amestecăm până când zahărul este complet topit. O lăsăm să fiarbă la foc mic. În centrul siropului de zahăr vor începe să se formeze niște mici bulbuci. Când se formează o spumă albă la suprafață, lăsăm să fiarbă 5 minute. Ca să ne dăm seama că siropul a atins consistența dorită, putem face proba picurând cam o dată pe minut puțin sirop într-un pahar cu apă foarte rece. Dacă inițial picăturile se vor răspândi în apă, când siropul este legat, își vor păstra forma la contactul cu apa rece. În acest caz, ciocolata de casă va avea o consistență mai umedă. Dacă luăm cu degetul puțin sirop de pe spatele unei linguri, cu atenție căci siropul este fierbinte, lipim două degete și când le despărțim avem un fir subțire care se întinde de la un deget la altul, atunci siropul este gata. Cu cât siropul este mai legat, cu atât ciocolata de casă va fi mai densă. Când faceți proba, vă recomand să luați siropul de pe foc, căci se poate carameliza foarte rapid. Ideal este să arate ca o miere mai lichidă. Închidem aragazul, luăm cratița de pe ochiul fierbinte și adăugăm untul. Amestecăm până când untul se topește. Adăugăm extractul de vanilie sau esență de nuci, de rom, de cafea, de lavandă, de violete, de portocale sau frunză de mentă, exact ce vă place, și omogenizăm. Dacă puneți esențele înainte, prin fierbere, se vor evapora. Lăsăm siropul să se răcorească 1-2 minute și îl turnăm treptat peste laptele praf în timp ce amestecăm. Pentru că ciocolata are tendința să se întărească, trebuie să ne mișcăm destul de rapid. Amestecăm cu o spatulă sau cu lingura, iar când compoziția nu mai este foarte fierbinte, frământăm cu mâna. Puteți să folosiți un tel sau chiar și mixerul, însă la viteză mică, căci altfel laptele praf va zbura în toate părțile. Trebuie să încorporăm tot laptele praf, să avem o compoziție omogenă, lipicioasă și încă moale. Nu lăsăm siropul să se răcească, se va întări și nu vom mai putea frământa. Punem merișoarele, stafii de nuci sau alune, orice vă place, și mai frământăm cât să le încorporăm. Cam așa ar trebui să arate dacă vreți o ciocolată de casă nici moale, dar nici foarte tare. Dacă ați folosit telul sau mixerul, renunțați acum la el, căci o să sfărâmați fructele adăugate. Răsturnăm compoziția în tava pregătită. O puteți modela și sub formă de biluțe sau pune între două foi de napolitană. Nivelăm rapid deasupra și o lăsăm să se întărească într-un loc rece cam 3-4 ore. Nu vă recomand să o puneți în frigider, căci își va schimba consistența. Apoi o tăiem în cubulețe cu un cuțit bine ascuțit, cu lama ușor umezită în apă călduță.
Tot secretul pentru ciocolata de casă perfectă este consistența siropului de zahăr. În funcție de acesta, ciocolata va fi mai moale, mai densă sau mai sfărâmicioasă, precum batonul din copilărie. O putem păstra în frigider, acoperită cu folie alimentară, chiar și 7-10 zile. Asta dacă rezistați tentației. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru ciocolata albă de casă. Sper să o încercați și să vă placă! Poftă bună! Vă mulțumesc tare mult că îmi sunteți alături și vă aștept să încercăm noi rețete pe rețeta-video.ro, pe pagina de Facebook și să vă abonați la canalul de YouTube.